Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Picătura Verde, emisiunea în care vorbim despre sănătate picătură cu picătură. Invitatul nostru de astăzi este doamna dr. Monica Spânu. Bine v-am găsit! Mulțumesc! Bună ziua! Și povestim astăzi despre antioxidanți. Oamenii, atunci când își doresc o stare de bine, își suplimentează alimentația cu vitamine, cu minerale, dar nu sunt singurele produse care ne pot ajuta. Da, în general, suntem obosiți, ne doare ceva mai mult timp, luăm vitamine sau minerale din belșug. Și uneori nu e foarte corect lucrul acesta, pentru că nu ținem cont că ele au nevoie de anumite proporții în organism. Sau nu ținem cont de faptul că o pastilă inertă nu mi-aduce surplus real de vitamine și minerale. Vitaminele și mineralele le luăm de obicei din hrană crudă, neprocesată termic, așa este cel mai corect. Dar astăzi aș vrea să vorbim despre alte substanțe extrem de importante în economia organismului, poate mai puțin înțelese și mai puțin folosite, și acestea sunt antioxidanții. Ce sunt antioxidanții? Un pic vă răspund pe ocolite, ca să înțelegem exact ce sunt antioxidanții și mai ales să înțelegem de ce sunt atât de importanți pentru organism. Totalitatea reacțiilor nutritive de asimilare și dezasimilare care au loc în organism alcătuiesc metabolismul. Principala reacție metabolică prin care se generează energie în organism, de care avem nevoie absolut întotdeauna și pentru toate procesele, este reacția de oxidare. Deci, în urma acestei reacții de oxidare apare o grămadă de efecte pozitive, cum este energia care apare în corp, dar și efecte nedorite sau efecte secundare, cum sunt metaboliții secundari numiți radicali liberi. Radicalii liberi sunt, de fapt, molecule extrem de instabile, reactive. Ei intră în contact cu alte molecule, distrugându-le și generând noi molecule de radicali liberi. Se generează astfel un proces în cascadă care poate fi foarte distructiv pentru organism dacă noi nu-l stopăm. Radicalii liberi în cantități foarte mici pot să fie și utili, pentru că sistemul imun îi folosește în reacții foarte precise pentru distrugerea microorganismelor, dar în cantități mici. Organismul, în înțelepciunea lui, generează și substanțe care contracarează radicalii liberi și care se numesc antioxidanți. Ei bine, atâta timp cât balanța dintre antioxidanți și radicalii liberi este menținută în organism, totul este în regulă. Dar când producția de antioxidanți scade din anumite motive, radicalii liberi își fac de cap. Asta înseamnă scade rezistența organismului la modul general, apar mult mai multe infecții, mult mai multe îmbolnăviri, îmbătrânirea este accelerată din această cauză, apar diferite boli și în cele din urmă o degradare accelerată a organismului. Asta când nu avem suficienți antioxidanți. De unde ne luăm antioxidanții? Există o cantitate de antioxidanți produsă din organism, produsă de către organism, și ar fi ok dacă omul are un stil de viață echilibrat, se hrănește sănătos cu multe crudități atunci când acestea sunt, are un somn odihnitor în momentul somnului, se regenerează și se detoxifică organismul, dacă face mișcare. Capacitatea antioxidantă a organismului este foarte, foarte mult crescută de către mișcare și este foarte diminuată de către sedentarism. Deci dacă am îndeplinit toate aceste condiții, am avea o cantitate suficientă de antioxidanți, ceea ce nu prea facem. Mă întorc înapoi pentru că am o curiozitate. Radicalii ăștia liberi, de unde îi culegem? Pentru că avem câțiva copii obraznici care sparg și strică. Deci ați văzut, pe de o parte sunt produși de către reacția de oxidare care are mereu loc în organism, dar să zicem că asta e sursa internă. Avem și surse externe de radicali liberi. Multe, foarte multe surse. Odată, tot ce înseamnă poluare generează în organismul nostru radicali liberi. Radiație solară în exces, să avem grijă cu expunerea la soare. Microundele, mâncarea pe care o preparăm la microunde în organism, va genera ceva mai mulți radicali liberi. Fumul de țigară, de exemplu, gazele de eșapament, mai ales cele care conțin compuși cu plumb, metalele grele din apă, din alimente, o parte din alimente, aditivii din alimente, de exemplu, grăsimile incorrecte, hidrogenate din preparate tip margarină, mâncarea tip fast food, oboseala cronică, lipsa somnului, stilul de viață dezechilibrat. Toate acestea generează în organism mai mulți radicali liberi decât în mod normal. Medicația alopată cronică generează radicali liberi care atacă organele în timp ce creează iarăși un cerc vicios. Deci tot ce se abate de la un trai echilibrat și armonios produce în exces radicali liberi de oxigen, radicali oxidrili, care după aceea vor trebui combătuți de către antioxidanți.
sportivilor le este ușor pentru că au un stil de viață foarte ordonat oricum. Noi, prin sport, putem să combatem din Absolut. Liber. Deci o hrană echilibrată, sportul practicat zilnic, nu în exces, dar zilnic, somnul, așa cum spuneam înainte, și o gândire pozitivă sunt cele patru elemente de bază care ne ajută să avem un trai sănătos și implicit mai mulți antioxidanți în organism. Producția acestora scade odată cu vârsta. Deci, pe măsură ce înaintăm în vârstă, ar fi bine să trăim cât mai sănătos cu putință. Natura ne vine în ajutor de fiecare dată și sunt convinsă că există și produse care ne pot ajuta. Există una din enzimele cu cel mai mare potențial antioxidant, este superoxid dismutaza, de care s-a auzit mai mult pe piață, prescurtată SOD, așa se vede uneori scris pe etichete. Orzul verde, planta orz verde, este cea mai bogată sursă de superoxid dismutază. Este o cereală cu remarcabile proprietăți de tonifiere, de întărire a organismului. Există extractul de orz verde, fabricat la plant extract, din plantă proaspătă și presată la rece. Rezultă un suc care are toate proprietățile curative ale plantei, automat multe calități antioxidante. Extractul de orz verde putem să-l folosim și preventiv, putem să-l folosim și curativ. Care sunt calitățile lui? Crește rezistența organismului, automat încetinește procesele de îmbătrânire. Revitalizează întreg organismul, aduce un aport însemnat nu numai de enzimă superoxidismutază, aduce un aport de vitamine, de minerale, de aminoacizi, de proteine, deci revigorează din toate punctele de vedere un organism. Iar datorită conținutului în enzima superoxidismutază, ne protejează împotriva poluării, împotriva efectelor nedorite ale stresului, împotriva radiațiilor de orice fel, deci cuvântul cheie este că ne protejează. Cum ar trebui să luăm exact de orz verde? O lingură într-un pahar cu apă, de 2-3 ori pe zi. Important este să-l bem pendelete, așa cum se recomandă și sucurile naturale, deci pendelete, nu dintr-o dată, în cure de 1-2 luni sau oricând simțim că avem nevoie, oricând suntem obosiți. Acolo sigur avem și un deficit de antioxidant. Am vorbit noi foarte mult de detoxifiere, de produsele din gama Polygema detoxifiere. Ei bine, acelea întotdeauna le putem asocia cu extractul de orz verde, fiindcă își potențiază acțiunile reciproc. Există și alte produse care ne-ar putea ajuta să luptăm cu radicalii liberi? Există foarte multe. Foarte multe. Dacă tot vorbim de gemoterapie, vă dau un exemplu din gemoterapie și anume extractul din semințe de viță de vie, apărut mai nou pe piață, Vitis vinifera din struguri, practic. Prin metoda de obținere concentrează, practic, toată puterea antioxidantă a semințelor de struguri roșii. De asemenea, are acest efect de protecție, un efect antioxidant, anti-aging, adică anti-îmbătrânire. În mod specific, în mod special, extractul din semințe de Vitis vinifera este recomandat persoanelor care au patologie cardiovasculară, patologie aterosclerotică. Aici vine în plus și apără și protejează organismul în calitatea de antioxidant. Cu ce altceva mai putem asocia orzul verde? Pentru această calitate antioxidantă. Evident. Am văzut cu produsele din gama Polygema, Polygema detoxifiere este foarte eficient, dar putem să asociem cu tincturile. Tincturile parcă se folosesc mai puțin, deși le nedreptățim, sunt foarte eficiente. Tincturile care se obțin la firma Plant Extract au o calitate deosebită, la fel ca și gemoterapicele sunt obținute din plantă proaspătă, nu din plantă uscată, ceea ce le face mai eficiente din punct de vedere al calităților curative și terapeutice. Orzul verde putem să-l asociem oricând cu tincturile polivalente, care detoxifică și întrețin întreg organismul, cum este tinctura de brusture, tinctura de urzică, tinctura de păpădie. Deci le putem asocia oricând orz verde de 2 ori pe zi, o tinctură de 2-3 ori pe zi. Efectele se simt repede. După 1-2 săptămâni de folosire se vor simți. Tincturile se administrează în același timp la aceeași masă, ca să zic așa, sau în momente diferite? Se pot administra la 5 minute diferență de orzul verde. Important e să fie la o distanță 20-30 de minute de masă, înainte sau după, pentru că asimilarea este mai eficientă. Să ne întoarcem puțin la stilul de viață, pentru că am înțeles că este cel mai important. Întotdeauna și cel mai la îndemâna noastră. Da? Sunt câteva lucruri pe care e bine să ne obișnuim să le facem. Primul ar fi mișcarea. Mișcarea înseamnă alergare ușoară, înseamnă pedalat pe bicicletă în cameră sau afară, puțin înot, ping-pong, tenis, orice, nu trebuie să fie de performanță.
Măcar de 3 ori pe săptămână, o jumătate de oră să facem mișcare este foarte important. Mișcarea se referă și la modul în care respirăm. Dacă învățăm corect o respirație profundă abdominală și organele interne beneficiază de mișcarea de care au nevoie pentru a se menține tonice și în formă. Mișcarea ne ajută creierul, ajută să se secrete anumite substanțe cum este serotonina, numită și hormonul fericirii, ajută inima să funcționeze bine, plămânii, intestinul. Deci mișcarea ne ajută extraordinar de mult. Alimentația este foarte importantă, important este să fie echilibrată, da? Să existe crudități, să existe o hidratare corespunzătoare, pentru că deshidratarea de fapt face ravagii și iarăși e un lucru simplu, fiindcă nu bem apă suficient. Mai este somnul, dar al treilea element care este foarte important în perioada somnului, noi ne regenerăm și ne detoxifiem și nu în ultimul rând gândirea pozitivă, care ne ajută extraordinar de mult. Suntem ceea ce gândim. Putem doar gândi pozitiv, dacă reușim, putem face exerciții de meditație, putem încerca prin rugăciune, prin orice modalitate de a ne construi o viață interioară, emoțională, pașnică, liniștită și fericită. Asta se va reflecta în fiziologia noastră și în sănătatea noastră. Nu pot decât să zâmbesc când vă aud vorbindu-ne despre tot ce este frumos și pozitiv. Și să le punem în practică. Evident. Vă mulțumim foarte mult pentru toate informațiile pe care ni le-ați oferit. Multă sănătate! La revedere! Ne revedem cu bine!